Clubul Astra Giurgiu mai are de plătit datorii către impresari și firmele de impresariat care au intermediat diverse transferuri. Aceștia cer intrarea în insolvență a clubului și își vor banii înapoi. Costel Lazar, directorul sportiv al Astrei, este de părere că giurgiuvenii vor depăși momentul și echipa nu va avea de suferit de pe urma problemelor administrative. Dacă se fac speculații, cei care le fac, probabil că se dorește amplificarea acestui procedeu. Dar în niciun caz, la acest moment, noi nu suntem puși în situația de a intra în insolvență. În ceea ce ne privesc datoriile în vederea obținerii licenței, acestea sunt achitate. Pe 20 mai la Giurgiu ar putea veni Steaua și Pandurii Târgu Jiu pentru a disputa finala Cupei Ligii pe stadionul Marina Anastasovici. Complexul sportiv îndeplinește toate condițiile, iar tribunele s-ar putea umple pentru prima oară. Nu avem certitudinea că această finală se va disputa la Giurgiu. Sunt, după câte știu, Liga Profesionistă urmează să hotărească și să aleagă unul din stadioanele mai apropiate Bucureștiului sau probabil un stadion din București. Este o posibilitate să fie Giurgiu. După părerea mea, întrunim condițiile și avem un stadion modern, dar, vă repet, Liga va alege locul de disputare. Deși regretă că nu au ajuns în ultimul act al Cupei Ligii, mai ales că ar fi putut juca în fața propriilor suporteri, giurgiuvenii se luptă în campionat cu Petrolul și ASEA Târgu Mureș pentru principalul obiectiv, locul 2. Reintră Fatai, sper să revină cât mai repede și Alibec, fiindcă a avut și el o perioadă foarte grea, nu știu dacă îl vă folosi acum la acest joc, sau îl reține în lot, dar am jucători să fac cu 11 și plus 7 jucători competitiv. Astra primește vizita lui CFR Cluj sâmbătă de la ora 18 în cadrul etapei cu numărul 24 din campionatul Ligii 1.